La cererea publicului facem clipuri cu reacție și astăzi vom reacționa la Irafael care înjură și cum putem începe un episod în care reacționa Irafael care înjură fără legendarul Minecraft Survival Games episodul 34. Dacă nu știți episodul, care-i faza cu el, vă arătam-o! Salutare tuturor, Sanval și bine ați revenit la un episod de Survival Games. Uite, suntem aici lângă Superman. Pe Hive, ca de obicei, pe... Da. Elementul surpriză a tăiat bucata, e când zice cuvântul cu N, că toată lumea menționează. 07 aici, 07 aici, ideea că s-a aflat toată lumea de faza aceea și da, a scos-o. Caz că nu știți, vă arăt aici. Irafael Bad Ending. Poate e pe aici mimul ăla. Nu? Aici. Salutare tuturor, Sanval și bine ați revenit la un episod de Survival Games. Uite, suntem aici lângă Superman. Lângă boss. Asta ce e? Negru? Nintendo. Da, Rafael zice Nintendo. A aflat de bucata asta și a scos-o. Dar mai avem un episod pe care mi l-a făcut un abonat și la ăsta vreau să ne uităm. Funny moments puternic dezvoltate cu Rafael și X-Slader. Hai să ne cum înjură Rafael, zice cuvinte rasiste și așa mai departe. Ideea e că noi îl știm foarte PG, mai pe înțelesul celor, pe înțelesul pe limba dacilor liberi. E foarte așa pentru copii, mai cu acord parental, cum e la televizor în ziua de azi. Dar am chef să văd momentele alea vechi. Avea Rafael niște Q&A-uri, vai de capul, eu băga în Q&A întrebări de tipul: ai câtilat o fată cu dicul pe la fund? Hai să vedem aici ce mi-a pregătit abonatul meu. Și noaptea, mai ales că nu văd nimic și poate vine unul de la dezbrăcatul cu dicul pe la fundul meu să mă îngâdile și eu țip că nu-mi place. Tu o să vin și o să te salvez. Oh my... Băga mi-aș cioaca. Am căzut de pe clădire și nu mai am viață. Oh. Tuți, ai văzut ce-am făcut acolo? Știi cum se numește asta? Asta se numește... L-am desfințat pe băiat. S-a pișat pe... Ți-o bite și acum că nu mai... Cred că mulți au copilare cu episoadele Survival Games. Yes! Oh my god, vlădu... Să zice să înceapă? Da. Vreau să-i suc cu alea, Rafa. Sincer... Să fiu... M-ar deranja. Rafaele, ce ai de spus acum după atâția ani? Fetelor, vă dezvirginez pe toate. Chemeți? Zicea Rafael chestii de genul. Interesant. O să intrăm în gaură. Țineți-vă bine. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Dar n-am vrut să-mi dau drumul. Care e diferența între un pec și o blondă? Ah, mai de astea. Care e diferența? Stai. Să spun eu? Nu, că știu. Că becul s-ar de doar dată. Azi Slider, unde ne ducem? Hai după mine. E bun bancul. Da, la dat bun, chibețiv, dar e bun. Acasă? Vorbește-mă, mai încet, mă. Mai încet. Ăsta-i tasul lui Rafael? Doamne, mă scucat jos din urechi, vorbește dracului, mai încet. Iartă-mă, doamne. Da, e tasul. Deci, pentru ce nu știe, Rafael stătea cu părinții și... Da, Rafael are părinți, corect, cum zice acolo pe fundal. Da. E, la mine nu era așa, că din fericire s-au obișnuit ai mei cu lătratul meu când filmam. Nu la față. Oriunde, dar la față nu. Hai, mă, Slidere, azi. Nu mai pot. Era taică-s-o, Slidere? Al meu? Da. Și asta? Ce-al dracu e, s-a prefăcut că... S-a prefăcut că la Slider se auzea. Bă, băiat deștept. Mâncați-ași. Adevărul că aveți și vreo 16 ani. Eu eram și mai tâmpit la vârsta aia. Dacă așa arată turnul Eiffel, eu îmi pun piercing în cioacă. Se numește Prinț Albert. Piercing în cioacă. Bă, deci eu mă duc la... Ăla să-mi pună inel în cioacă. Dacă așa arată turnul. Când are turnul Eiffel picioarele așa. Mă, ai reușit? Da, mă, făcui o cioacă! Ce înseamnă chizdă? Mănâncă mâna, ce? Chizdă! Aoleu, Marius, ce ne-au! Cu ce ne-au! Da, da, da! Chizdă! Aoleu! Toată lumea știe ce e asta! Ia uzi, organ feminin pentru fut! Nu știu ce faceți acolo! Să ne futem! Hai,
Mario, de ce nu mi-ai zis să vin și eu? Ai, da capul meu! Vorbești cu maestrul ăsta! Bătui 1. Facem, se bate cu sfoara? PAA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 
căcatul ăla, băi, nebune, bă! Oh my god, e fundătură, să-mi bat piciorul. Mă, nu se vină spawn. Hai că boare, îl belește ăsta, ce ziceam? Un avantaj. A, păi am trei inimă, ce căcat să fac, când el se regenerează și eu nu. A, pula, ies, eu nu joc așa. A bătut, este, da. Nu am cum să joc în trei dacă mă gândesc. Tu te bagi ca suna. Ce mai nume, am dușman și am femei. Te bagi ca suna. Oh my god. Te luă foc, du-te pe el, trec cu stavia în el. E hacker! Cred că țipa aici. Uite-l pe ăsta! What the fuck? Băi, zbori! N-ai knockback! Force field! Băi, ești prost la cap! Te-ai văzut cum zbura ăla? Ești prost la cap! Care știe video original cu... Ești prost la cap! Da, zicei că e... Cum se mă ăla de Crăciun de la... din orășelul copiilor, știi? De zboară așa, să-mvârtă... Să-mvârtă în cerc. Ce dracu zboară în orășelul copiilor de Crăciun? Că vreau și eu să zbor până care ești cu satelitul. Doilea, bă, unul după altul! What the... Da, nu mă, stai bă, că ăsta era special ăsta și zbura, știi? Asta era, mă, ediția e de noapte. Aurea deasupra capului, așa se învârtea până gătine. Ediția 2015 era asta. Poți să sar pe el și te arunci, poți să sari acum pe el. Pariu că dă-mi bară. Moare, moare! El e hacker, mă! Am început să... Chiar a început atenția să mi se sporească. Nu că pentru că am o profesoară de 25 de ani. Chișea mașina, atenția ta sporită, Vlăduț. Atenția mi s-a sporit de când iau medicamente. E prostată, se numesc prostamol. Vlăduță, să vin și să te salvez. Oh my... Băgam ia șoaca. Am căzut de pe clădire și nu mai am viață. Oh my god. M-a găsit celălalt. Oh my god. Vlăduț, am stai. Murit. Stai. Timp. Este. Bun. Oh my god. Și acul dă-n tetbe și boare. Pușcă vine la tine. Vlăduț, ai văzut ce-am făcut acolo? L-am... Știi cum se numește asta? L-am desfințat pe băiat! L-am desfințat pe băiat! S-a ptișat pe el! Oh my god, Vlăduț! Are și el grez când ai salut! Nu mai vreau să fiu răcit! Iar îți masturbezi nasul tău! Ce dracu ai zis, băi, slidere? Îl bătuși tu? Nu, e spatele tău! Ai bă, de unde port 4-5 acolo? Ai! Păi, bă, ce-i asta? Dă-te că e hacker! E hacker! Doamne, cum alergă! Mi-l geam așa liniștit! Joc așa, nu știu. După ce am filmat cu trebuie... Marius, ești în regulă? Nu! Poate mai încolo. Mamă, dacă nimeni îl nimeream, era pa! Pică-n lavă, este? Pică-n lavă! Frial dracu! Mai avea o replică Rafael, apăsa pe F3 și pe A să se reîncarce texturile pe harte și vedea pentru jumătate de secundă unde splării înainte să se încarce texturile. Cine ține minte cum zicea la tehnica aia, are o bomboană din partea mea. Curapa, nu te uita! Moare! Cum să-l ating în pula mea? Mamă! Mă, nu mai pot. Nu mai pot, mă las. Asta e camera lui unde și-a turnat cola în cap, așa e că avea aia provocarea săptămânii. Nu mai pot, mă las. Săracul Slider. Hai că vă arăt și un... Mai e un cont de TikTok care pune bucăți cu Rafael și X-Slader. Uită-mi și la alea. Ia asta, mai îngrav și sabia nu mai pus-o să mă amez. Uite de aur. Moare! Sărim aici. Ha! Hai să ne băgăm pula măta. Uru vorbește. Te-mi preceni. Așa să zic. Ai rapapele. Ai de piz. Pinguie și pum, mâncați-ai jura ta, lasă... Fugi! Lasă-mă, fructu-s gura...
ce-a scrisă? Mui, auzi. Da, mă, așa am stă și mie, bă, ce de nesimțit. Păi că-i arăt eu, muie. Sau a ta nu e grasă, Marius? Subțire și lungă. Subțire și rapidă, nu? Zici că e reclamă. Păi și așa știi că merge o reclamă, că de obicei la orele astea se bagă reclamele alea. Exemple. No, da. Mă, ai Dădea reclame la prezervative, mai erau unele țâțele goale la ProTV vara și mai erau erau reclame la linia fierbinte pe canalele de manele. Singurele ocazii care dădeam și eu pe Manele TV sau Taraf TV, le vedeam pe alea dezbrăcate. Bineînțeles că nu le sunam, că n-aveam nici telefon pe atunci, de sărac eram. Aveam un ochi cu butoane, de unde dreai cu credit? Te-am dat la cea că mare, gata. Ce râde, mă? Nu mai vreau, nu, nu mai joc. Tu a 13 ani nici păr pe picioare n-ai, dat să te gândești la sex. Vede așa? Total scos din context. Mai e profilul ăsta de TikTok? Are băiatul meu la faze cu Irafael, uite, 140.000. Este Valentine's Day și astăzi îmi voi petrece timpul cu iubita mea jucând Minecraft, nu-i așa? Vedeți ce zâmbește acolo? Cum îți poți petrece timpul mai frumos decât să joci Minecraft cu iubita de Valentine's Day chiar? Așa că... Voi ce ați făcut de Valentine's Day? Scrieți în comentarii. Mi-am luat iubita. Au câștigat vocile, am pus da. Să-și pornească webcam-ul și am început să filmăm. Doamne. Ai mai de sine de glând, trebuie să fii rușinat. Bă, eu cred că realitatea ei sunt șoguri. Dacă nu știți ce înseamnă șoguri, căutați. Bine, hai că vă zic eu să nu ieșiți de pe clip. Șoguri e prietenul al bun cu care mergeți împreună la aceeași tragere. Îmi bag cioaca aia groasă, mă râs. Da, mă, dar aia alții din România ne-au cioacă groasă ca a mea. Mai tași cu de-astea. De ce? Se cunoaște de pe mână dacă e groasă sau nu. Și doar o mână. Ce căcă? Ziua mea a fost epică. Cineva mi-a luat damage. A fost epică. Am vorbit cu fetițe. Asta ești tu, Marius. Am luat 10 la română și mate. După m-au felicitat fetele. Ia uiți, Marius. Și pe tine te felicitau? Cred și după, comentariile. Cea mai tare parte, ghiși ce le-a făcut el. Le-a pupat. Le-am luat de fund și de sâni. Și după s-a trezit și curgea apa la chiuvetă. Doamne, m-am spart de râs când am văzut comentariul ăsta. Bă, la mine nasul că mie comentează părinții copiilor ăstora perverși și de ce și mai rău. Sau ar fi tot e după ce au mai crescut, că am avut și eu comentarii din astea. Deci el a luat 10 la română și mate și apoi le-a luat pe fete de fund și de sâni. Zici că... Hai să vedem dacă... Eu când eram la școală și era ziua mea și trebuia să duc bomboane, mă bărbiream cu două zile înainte ca să le înțep când mă pupau. Bineînțeles că n-a funcționat, că mie creșteau trei fire pe aici, pe la gușă. Nici de cum pe obraz. Nici acum nu crește barbă ca lumea. Ziua... Și apoi mi-a zis să am grijă la țigănci. Aoleo! A spus cuvântul cu ță. Și a zis că țigâncile astea te sug rău de tot. Și a zis te sug rău de tot, dar nu dă bani. De cioaca, auzi? Wow. Da, bine, n-a zis cioaca, dar noi mini cenzurăm aici. A zis cu P? Da. Și tu ce ai zis? Zâmbeam așa. Și apoi mi-a zis așa că mi-a găsit o țigancă și că nu mai poate, Doamne. Și apoi după ce a încheiat fraza, a băgat manelele și a început iar să bată din palme și să plezea. Și era melodia. Să-mi dea și mie careva episodul ăsta să prin toată conversația. Ce vezi când închizi ochii? Femei dezbrăcate. Sunt așa în piscină. Eu obosit cel mare. Bă, da, vorbea exact pe stilul ăla umoristic al publicului său de atunci. Că la fel, când aveam eu 9 ani, 10 ani, mamă, și ne lăudam la școală că nu ne-a luat somnul pe la 1 dimineața și am văzut Playboy pe sport.ro. Vai, ce ne lăudam la școală. Îl ia pe la spate! Gangbang! A, ăsta-i ține!
Cred că... Uuu, uite-l! Opa! Znicky, Znicky vine ușor pe la spate, o violează pe Bella, pa, 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 trece pe lângă Bella, nu bagă seamă, și... Bum, 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 Kevin, Kevin scoate Dicu în mână și dă la bodlu, Bella! Get fucking wrecked, Kevin... Comentator de... competiția... Băi, era știrea aia falsă. De fapt, nu știu dacă e falsă. Cu campionatul ăla de sex din Suedia, Rafael ar fi bun ca și comentator acolo. Fetelor, vă dezvirginez pe toate. Bă, mă omoară! Ai murit, pa. Băga-mi-ași piciorul! Fucking idiots! What the fuck, ne-au bătut fetele, ești proști? Bă, m-au dezvirginat total, gangbang. Doamne, harem. Le pudră pa. Oh my god. Greșeală care poți să o faci gratis, să împrumuți bani. Doar dacă e un prieten foarte bun. Nu, dar la fete mai bine. Uite bă și cu fetele că îți mănâncă banii. Nu ți-i mănâncă, Rafaele, au nevoie și ele. Da, poate știe să facă ceva în schimb, mă, pentru banii ăia. Să-ți satisfacă niște plăceri rafinate de ale tale. Depinde că ce sumă. Că dacă e suma prea mare, nu merge nici aia. Zici că te duci la alimentară să cumperi pâine. Depinde ce sumă, că dacă știi de 5-6 milioane, deja e foai de capul meu. Păi da, mă, depinde... M-am zis să stai cu arcul. Greșeală care poți să o faci gratis să... Nici nu o să comentez chestia asta. Marius, dicul meu este ascuțit ca o sabie. Da, 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 știu. O sabie laser. Și care un centimetru. Taie. Sabia ta. Spune, zice el mie că eu am dic de un centimetru. Ai grijă, Marius, că dacă îi dau cu cioaca la gură... Nu-i mai dai cu cioaca la gură. Cu cioaca la gură face herpes. Intra și darcul meu? Da. Bă, asta mi-e o mândrie. Și-a murit. What the fuck, Marius? Dacă îi dau cu cioaca la gură, face herpes, ai înțeles? Hai, mă, să facem asta. Bubă de-aia la gură. Ai cioaca mai mare? Iară, că-i dăm foc și sărim pe... Oh, ală viola, Marius, îmi place cum mândești. Ca un violator. Am ghes viola, vină cu-a. Bun, de violator în viața reală. Vină cu-a, vină cu-a. Vin, mă, nebunule, bă, de fapt, mai înțeleg ca asta. Scroll. Rafael, te rog să transmiți asta lui Marius. Sora mea de 14 ani, mereu simte că tu... Nu e bine ce urmează, mi-e și frică să vă uit. Când îl vede pe Marius, cum își încordează pectoralii, simte o căldură puternică și plăcută în corp. Mărcurile îi se întăresc. Mușchii vaginal, dar arătat eu, se contractă, iauzi. M-a întrebat ce se întâmplă cu ea. I-am zis... Nu-i sănătos ăla care a inventat așa ceva despre sora lui, dacă chiar o avea, dar nici Rafael că le citește. Nu avea toate țigurile pe casă. Zis că devine fată mare. Și am zis că... Băi, asta e prea greșit. Că femeie devine abia dacă ex-mare se de acord să o desflorească. Ia uite. Că nu a înțeles ce înseamnă asta. Și a mai spus să-ți spun să-și arate Marius burta. Gata. Oameni. N-a comentariu de YouTube. El vrea ca tu să o desflorești pe sora lui Marius. De 14 ani. S-a adus dracu monetizarea la episodul ăsta. Mai bine mă sinucid decât să mă angajez la supermarket. Hai mă că e frumos. Tu te văd aici cu supermarketul tău. Pui mâna pe buci la fete. La supermarket, nu? Vrei să mă dea la afară? L-a descris pe Felipe să-mi bag cioaca. La Ioana sus pe casă. Eu un hoț. Cu cioaca scoasă. Cu barba des. Dicu scoasă. Ai stricat-o. I-am dat, Marius, mamă, tu știi cum am, mamă. Am distrus-o pe fetiță, i-am dat de nicio n-am mai știut. Mă găți eu o gagică. Ia, prima oară o vezi... păzea, că Marius are multe prietene. Prima oară, dacă mergi prin așa până în oraș, te uiți care îți place. Deci din oraș le-a găsit-o. Bă, eu le-am toate, le-am pe toate la prieteni, da? Da. Mă, le cunosc pe toate, tot orașul, că e oraș mic de 10.000 de locuitori, cu tot bătrânei. De-aia aș vrea să mă mut în București. Așa. Mă uit acolo, o văd pe Facebook, după nu intri așa direct pe ea, lasă treacă o lună. Intri pe ea, auzi ce expresie. Lasă treacă o lună, Rafaele, înțelegi? O lună? Da, așa. Păi voi zici salut. În caz că zice, îi zici salut, citește și nu răspunde. Unfriend, block și toate ce. A terminat? Da. Asta înseamnă... Așa se face și în ziua de azi. Ultimate jeg. Hai să intrăm amândoi în gaură, Marius, în caz că nu să ne închidă pe amândoi! Oh my god, ce iteme!
Bă, te mănâncă în curmă! Bă! Marius. Nu știu, cred că puțin. Păi ești retardat, bă, nu înțeleg de ce intre și tu! Am crezut că vrei să căutăm un doi incestul. Da, bă, da, bă, ești nebun, mă, la ce intri tu acolo? Iartă-mă, Marius. Hai să intrăm un doi în gaură, Marius, în caz că... Nu! S-a supărat un pic Slater-ul. El Manuela Conchita, fără supărare îmi provocați greață. Și a răspuns cineva care are 4 like-uri și tu mie... Contează numărul de like-uri, așa e. Mie cu numele la de țigancă. Vai de capul meu! Da. Pe ce alt monitor am o poză cu gagică goală. Îmi place să mă uit așa uneori la aia, îmi dă încredere în mine. Hai, Rafael, da. Portează-l, dacă vrei vorbesc eu. Nu ne-ar trebui și... Cheia de la inima lui Marius. Nu o stai niciodată. Marius, am inima de la cheia ta, o să deschid. Inima de la cheia lui, bravo. Dă-ți și voi comentariu. Nu știți oare... O băgat-o vreodată? Da, mi-o băgat-o chiar și mie odată. Da, și cam astea au fost și bucățile astea, le găsiți pe TikTok. Bă, dacă mai faceți momente de-astea tâmpite cu Rafael, nu mai găsesc, mă, Q&A-ul ăla care a dat-o pe chestii sexuale, că atunci ăla chiar a fost epic. Aia, cine știe pe unde o fi. Băi, dacă tot am vorbit de TikTok, băgați și voi un follow la mine pe TikTok aici, că nu strică, că nu prea mai fac vizite. Da, 12.000, 13.000, ăsta ce m-a urcat, 20.000, în rest, am unele cu sute de mii de acum un an și... Da. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu o să tai o grămadă că am filmat 3 sferturi de oră. Ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!